Daphne, te rog, spune-mi că e un alt joc de petrecere în pijamale. Dacă fantoma l-a pus pe fugă pe vărul Cale, i-ar putea urmări pe toți cei menționați în testamentul colonelului. Ca să fie în siguranță, Shaggy și Scooby ar trebui să stea cu ușa încuiată. Daphne și Velma, veniți cu mine. Super! Scoop, nici nu e nevoie să ne mai facem griji, că trebuie să ne salvăm viața. Dacă nu o punem în pericol, nu? Ne-am salvat de salvări! S-a întrerupt curentul. Scoateți lanternele. O poveste cu fantome! Odată era o fată luminată ciudat de dedesubt. Ce-ar fi să ne străduim să ieșim cu bine din povestea asta cu fantome? Kenneth, pleacă! Pleacă de aici! Alo? S-a stins lumina? Când e întuneric, e de rău. Uite! O lampă de veche. Când e lumină, e de bine. Dacă ești cel mai necurat spirit, știi că nimic nu distruge o țesătură mai mult ca ridicarea din mormânt. Deci ce poate face o fantomă atunci când murdăria îi amenință cearșaful? Noi vă zicem să dați buzna la magazinul bântuit și să cumpărați noul alb de frică. Da, formula brevetată a soluției alb de frică alungă și cele mai persistente pete. Sânge, țipete, lapte, orice se încheagă poate fi pus pe fugă. Priviți ce rezultate. Înainte? Parcă a venit dintr-o garsonieră de burlac, nu? După! Cearșafuri atât de albe că te orbesc! Ding! Deci încercați alb de frică! Noi l-am încercat! Shaggy, Scooby, ce s-a întâmplat? Stați puțin! 20 de întrebări! Un joc clasic la petrecerile în pijamale! Daphne, nu cred că e timpul să... Are legătură cu vreo varză? Nu! E animal, legumă sau mineral? Deci e un fel de animal, o legumă, mineral? E mai mare decât o cutie pentru pâine? E o cutie pentru pâine uriașă? E ceva ce se poate găsi, de exemplu, într-un magazin de zmeu? Deci nu e un zmeu! Are vreo legătură cu un zmeu? A spus cumva prețul măreției e responsabilitatea? Deci nu l-ați văzut pe Winston Churchill? Nu! Frate, e greu! E fantoma! Tocmai voiam să vă întreb asta! Hei, ce fac? Velma, nu avem timp! Fugi! S-a auzit de acolo! Adică de sus? Velma, trebuie să urcăm acolo acum! A cui a fost ideea asta? Răspundeți!